Cu toți am visat să câștigăm ceva cel puțin o dată în viață, fie că este vorba de loto sau de acea moștenire de familie. Nu e nimic rău în a visa. Dar unii oameni au avut norocul să se îmbogățească într-unul dintre cele mai cool și mai uimitoare moduri posibile, prin descoperirea unor pietre rare. De unde știm asta? Pentru că deja s-a întâmplat, iar istoric acestea sunt cu adevărat uimitoare. De la o piatră de 2,5 milioane de dolari pe o proprietate privată până la descoperirea accidentală a unui nou tip rar de bijuterii. Hai să aruncăm o privire la câteva pietre uimitoare care au oferit oamenilor bogății adevărată. Așa că așezați-vă cât mai comod, scrieți-ne în comentarii dacă ați găsit și voi măcar o dată în viață ceva valoros, stoarceți butonașul de like și să începem! O triplă lovitură. Așadar, o sarcină. Numește una dintre cele mai rare pietre prețioase din lume. Rubinul? Nu, chiar mai rar. Safir? Și mai rar. Diamant? Chiar mai rar decât diamantele. De exemplu, tanzanitul, o varietate unică de albastru-violet a mineralului zoizit, descoperit în 1967 și găsit exclusiv în Tanzania. De aici numele. Cu cât culoarea este mai intensă și transparența mai bună, cu atât această piatră este mai scumpă. Un carat de tanzanit, care are doar 200 de miligrame, poate costa peste 800 de dolari. Nu e de mirare că entuziaștii din întreaga lume se îndreaptă spre minele din Tanzania, sperând să se îmbogățească de pe urma lor. Unul dintre ei a fost un miner local pe nume Saninui Laizer. Acesta ducea o viață obișnuită și muncea din greu în mină pentru a-și întreține familia. Pe 24 iunie 2020, Sanino săpa ca de obicei, dar a lovit ceva care a produs un sunet pe care toți minerii tânjesc să-l audă. A săpat rapid în jurul solului, așteptându-se să vadă o piatră prețioasă de dimensiuni medii, poate la fel de mare ca o monedă, dacă avea noroc. Dar cei ce a găsit au fost două pietre de mărimea unei cărți, cântărind de 9,7 kg și 4,9 kg. Nu-i venea să creadă. Sanino le-a dus la expertiză, iar experții i-au spus că a găsit cele mai mari pietre de tanzanit neprelucrate. Ulterior, le-a vândut guvernului tanzanian pentru aproape 8 miliarde de șilingi tanzanieni, adică aproape 3,5 milioane de dolari. Dar asta nu este tot. La mai puțin de 3 luni mai târziu, întorcându-se în aceeași mină în care găsise cele două pietre, a dezgropat un alt tanzanit care cântărea ceva mai puțin, 6,3 kg, și valoarea era de 2 milioane de dolari. În loc să păstreze banii, Sanino i-a folosit pentru a construi o școală în micul său sat natal, Naiepa, precum și un centru de sănătate, și vrea de asemenea să deschidă un magazin acolo. Este atât de generos încât îți dorești să găsească o nouă bijuterie. Lumină verde. În Zambia, o țară cunoscută pentru bogatele sale zăcăminte de smarald, există o tradiție conform căreia cele mai notabile pietre din mina de smarald, Kagem, primesc nume din partea tribului Bemba. În anul 2010 a fost dezgropată o piatră insofa sau elefant, care cântărea 1 kg și 200 de grame, ceea ce înseamnă aproximativ 6,225 de carate. 8 ani mai târziu, în anul 2018, o piatră de 5665 de carate, adică puțin peste 1 kg, a fost găsită în aceeași regiune și denumită Inkalama, care înseamnă leu. Acestea au fost vândute în cadrul unei licitații private și, deși suma nu a fost menționată, se crede că pietrele au fost vândute pentru 2.600.000 de dolari fiecare. La vremea respectivă, acestea au fost descoperiri uimitoare, dar nimeni nu bănuia că în mină se afla un smarald și mai mare. La 13 iulie 2021, geologul Manos Benerje și minerul Richard Capeta, care conducea o echipă la Shatshau, Inkalamu, lucrau la o secțiune promițătoare a minei. Dintr-o dată, Richard s-a entuziasmat de ceva și a strigat: "Uitați-vă la cornul acela de rinocer!" Se referea la un smarald uriaș care ieșea din stâncă ca o piatră. S-a aflat mai târziu că această rocă cântărea 1 kg și 300 de grame, adică 7525 de carate. Prin urmare, smaraldul a primit numele potrivit de Chimpebela, care înseamnă rinocer în limba Bemba. Smaraldele de această mărime și calitate s-au format doar în condiții ideale, timp de peste 100.000 de ani. Astfel, combinația potrivită de elemente se cristalizează în structuri cristaline hexagonale mari, cu o suprafață sticloasă și o nuanță verde-aurie. Kembipeul le-a adus proprietarilor săi peste 3 milioane de dolari la licitație. Sunt foarte mulți bani! Yes.
Regeche opal. Culoarea pietrei prețioase este principala sa caracteristică. Toată lumea știe că rubinul este roșu, smaraldul este verde, dar opalinele nu sunt de o singură culoare, ci de toate culorile. Opalele ca aceasta sunt un tip de silice hidratată amorfă sau, cu alte cuvinte, sunt alcătuite din silice și apă. Atunci când apa se infiltrează prin pământ, aceasta preia silicații naturali și formează o soluție bogată în aceștia. Aceasta pătrunde în cavitățile rocilor și silicații se depun sub formă de sfere mici. Pe măsură ce apa se evaporă, rămân depozitele de silice. Acest lucru continuă timp de mii de ani și se formează un opal. Dar nu toate opalele se formează în același mod. Cele normale sunt alcătuite din aceeași culoare, în timp ce cele negre au o nuanță mai închisă. Iar atunci când lumina lovește un opal negru, aceasta se refractă între sferele de cremene ca o prismă. Și atunci se pare că piatra are 100 de culori diferite. Cu o valoare de până la $10,000 pe carat, un singur opal negru poate aduce o avere unui miner. Este exact ceea ce i s-a întâmplat minerului australian pensionar Bobby în anii 1990. Acesta și-a petrecut viața căutând opal și sperând să se îmbogățească, dar în cele din urmă a renunțat și și-a vândut toate uneltele. În timp ce își sorta echipamentul de lucru rămas, a găsit o găleată cu câteva opale neprelucrate, de valoare scăzută. Arăta mai degrabă ca o găleată de pământ decât de pietre, dar deodată a observat ceva verde și albastru strălucitor înăuntru. Spălând treptat nisipul și murdăria de pe piatra remarcabilă, a descoperit că era un opal negru de înaltă calitate și unul uriaș. Bobby a petrecut 6 luni tăind cu siguranță excesul și solzii de pe opal cu o mașină de găurit dentară pentru a nu-l deteriora, iar acesta s-a dovedit a fi o piatră de 306 carate. Însă, în loc să se grăbească să o vândă, Bobby, fermecat de frumusețea opalului, l-a păstrat timp de 14 ani. În cele din urmă, l-a vândut unui bijutier care a numit opalul regal și a spus că valorează peste $3,000,000. Acum este puțin sub $4,000,000. Nu-i rău pentru o descoperire de 2 bani. Descoperire peste noapte. Nu doar opalele îi pot îmbogăți pe mineri. În octombrie 2022, minerul australian de bijuterii etice Matt Betteridge s-a asigurat de acest lucru atunci când a lucrat la mine Rabi Valley din Queensland. Mineritul etic înseamnă folosirea de târnă coape și lopeți în loc de echipamente industriale, iar scopul este de a minimiza daunele aduse mediului înconjurător. Datorită precipitațiilor abundente din regiune din ultimele câteva luni, o mare parte din stratul superior de sol din zonă a fost spălat, ceea ce a facilitat găsirea pietrelor prețioase ascunse. Matt a lucrat toată noaptea, luminând cu lanterna și căutând o strălucire distinctivă care venea din pământ. În cele din urmă, a repetat ceva interesant și a dat seama că piatra prețioasă sclipitoare era mică, ca multe altele, cam de mărimea unei unghii și valora între $50 și $100. Dar când Matt a început să sape, a apreciat dimensiunea pietrei. Era un safir australian de mărimea unui pumn de copil și cântărea 166 de grame sau 834 de carate. Expertul a evaluat safirul la $15 australieni pentru un carat, deci piatra valora $12,500 australieni sau $8,600 americani. Este grozav, având în vedere că Matt a dat literalmente peste el în întuneric. Quartz destul de fain. Internetul este plin de videoclipuri cu mineri care ar fi găsit diamante și cristale uriașe pe o plajă sau pe un deal, care adunat împreună arată ca și cum ar fi fost plantate. Cum ar fi aici? Creatoarea a susținut în titlul videoclipului că a găsit, cităm, cel mai valoros diamant din lume. Doar că acest diamant s-a despărțit și s-a separat de piatra mai mare de sub el. Din câte știm, diamantele nu fac asta. Toate aceste vizionări poate că i-au făcut doamnei niște bani, dar cu siguranță nu au făcut piatra în sine. Cu toate acestea, există mai multe povești adevărate despre adevărate descoperiri uriașe care au îmbogățit oamenii, cum ar fi povestea cuarțului din Arkansas. Cuarțul, ca și opalul, este format din siliciu, dar este o formă cristalină specială a mineralului. Este de asemenea mult mai comun, iar în Arkansas erau 273 de kg de cuarț în tot statul. În anii 1980, Ron Coleman a cumpărat o mină de cuarț în Jesseville și a deschis-o pentru public. De-a lungul anilor, el și vizitatorii au dezgropat destul de mult cuarț de diferite mărimi, care s-au vândut cu mii de dolari în funcție de mărime. Iar în 2016, Ron și muncitorii au găsit ceva mai mult și mult mai mare.
Timp de 4 zile, muncitorii au dinamitat zona și apoi cu unelte manuale au dezgropat un adevărat gigant printre cuarțuri. Privește! Este un grup de cristale de peste 2 metri lungime, care cântărește peste 900 de kilograme și valorează 3,5 milioane de euro. Ne-a fi retras imediat, dar Ron abia începuse. În același an, în mina sa a fost găsit un incredibil 3600 de kilograme de cuarț, care este expus la Institutul Simpsonian. Așadar, această mină este încă deschisă? Dați un târnăcop, trebuie să economisim pentru pensie. Nu ai un târnăcop la îndemână? Atunci poate ne ajuți cu un like și subscribe. Ești gata? Asta e minunat. Ce alte povești despre roci ne așteaptă? Din adâncul inimii mele. Doamne, iubim atât de mult ametistul. Are proprietăți de vindecare atât de puternice și o puternică energie de pește, atât de frumoasă. Ne plac la nebunie. Oh, va trebui să ne scuzați, prea mult ne plac. Dar sincer, ametistele sunt foarte mișto, mai ales glandele de ametist. Aceste cavități cristaline vin în toate formele și mărimile, formate din bule de gaz care au fost prinse cu sute de mii și milioane de ani urmă în răcirea lavei. La un moment dat s-au infiltrat soluții mineralizate fierbinți care conțineau siliciu. Dacă aceste soluții conțineau fier, atunci pe măsură ce se întăreau și se transformau în cuarț, radiațiile naturale ofereau cristalelor din interior celebra culoare purpurie. Astfel au apărut ametiștrii. Bulele sunt mari și mici, sferice și deformate, astfel că jaloanele sunt foarte diferite, dar niciuna dintre pietrele tăiate nu arată așa. În anul 2021, minerii de piatră de la granița din Uruguay și Brazilia au găsit ceva ce credeau că este un burduf comun care era blocat în bazalt, dar când au spart-o, au văzut că bula antică s-a răcit pentru a forma o cavitate perfectă în formă de inimă, cântărind aproape 70 de kilograme. Burta despicată arată acum ca o pereche de inimi datorită cochiliei de bazalt, care este total unică, iar un cumpărător romantic a dat 120.000 de dolari pentru ambele pietre. Wow, e destul de scump! Sperăm că inima lui nu i-a tresărit și nu s-a răzgândit după aceea. Blue. Poate că pentru iubitorii de pietre, sodolitul poate să nu pară o sursă de bogății nebunite. Este o piatră ornamentală, relativ dură, dar în același timp fragilă din cauza abundenței de sodiu. Este apreciat în special pentru culoarea sa albastră cu vene albe. Astfel de pietre sunt folosite pentru a face mărgele sau pentru a le lustrui și sunt folosite pentru a decora pereții, camerele și chiar băile. Nu este chiar o piatră prețioasă și este mai apropiată de marmură decât de diamante. Cum poate sodolitul să aducă bogăție? Este nevoie de un anumit tip de sodolit, cunoscut sub numele de albastru brazilian. Din punct de vedere comercial, această piatră este obținută în trei locuri, Namibia, Bolivia și Brazilia. Sodolitul namibian și bolivian nu este considerat pur din cauza petelor negre din toată piatra și a venelor galbene care îi strică calitatea. Sodolitul de calitate superioară are o culoare albastru intens și se găsește doar în Brazilia. Acest lucru a fost realizat de expertul în marmură Gianluca Budri, care este Seola Marmo Elite, o companie italiană de marmură. El a văzut potențialul pietrei, a încheiat un acord exclusiv cu proprietarul peșterii din Brazilia, unde se găsește sodolitul de cea mai bună calitate și a început să exporte blocuri uriașe din piatra selectată. Utilizând-o în cele mai bune modele ale sale, Marmo Elite nu numai că a făcut sodolitul celebru în întreaga lume, dar l-a făcut și premium. Până în prezent, compania face o sumă uriașă de bani din vânzarea sodolitului brazilian, iar profiturile sale au fost de peste 9 milioane de euro în anul 2021, aproape 10 milioane de dolari. Gianluca și-a fixat succesul în piatră. Victorii miraculoase. Multe dintre aceste descoperiri de piatră sunt cu adevărat incredibile. Cu toate acestea, povestea modului în care au fost descoperite rubinele Windza este mai degrabă un basm. Potrivit poveștilor locale, în anii 90, un fermier în vârstă locuia în apropiere de satul Windza din Tanzania. Era retras și venea uneori în orașul Dar es Salaam.
dar în general părea destul de mulțumit de viața sa. Odată cu venirea bătrâneții, a făcut ordine în afaceri și și-a pregătit să lase totul fiului său, căruia i-a explicat ce și cum. În acest proces a povestit ceva remarcabil. Cu mulți ani în urmă, un fermier găsise rubine pe terenul său, nu departe de sat. Pentru a evita să atragă atenția nedorită, a început să le dezgroape și să le vândă comercianților și dealerilor din Dar es Salaam. În tot acest timp ascunsese depozitul de rubine, iar acum îi transmitea fiului său secretul, precum și averea acumulată. După ce tatăl său a murit, fiul s-a apucat cu nerăbdare să continue afacerea. Dar în 2007 a dat din greșeală vestea despre un zăcământ de rubine în apropiere de Vinza, iar după această veste nu a mai existat cale de întoarcere. În decembrie 2007, 70 de persoane au vizitat satul. Până în ianuarie 2008, numărul acestora a crescut la 700, iar minerii au început să se adune la Vinza. Până pe 5 mai, numărul acestora era de 6.000. Febra rubinului a adus bogăție pentru unii. Aceste rubine taizite sunt corindon roșu, un tip de rubin care a apărut în taizitul verde și se vând cu $350 per kilogram. Fiul vorbăreț a pierdut dreptul exclusiv asupra rubinelor, dar ne place să credem că a decis să le împartă cu alții. Ce părere ai? A împărtășit intenționat secretul lui Vinza cu restul lumii sau s-a lăudat prostește? Spune-ne ce crezi în comentarii! Raritatea din Myanmar. În 1952, minerul și comerciantul britanic de pietre prețioase Arthur Paine a donat Muzeului de Istorie Naturală din Londra câteva exemplare de rubin, pe care le găsise în Myanmar. Printre ele s-a remarcat două pietre de culoare roșu închis. Unul dintre rubine cântărea mai puțin de 2 grame, adică 8,5 carate. Se credea că ambele erau doar o varietate întunecată de rubin, dar o nouă examinare în 1957 a arătat că nu era chiar așa. Aceste pietre erau ceva mult mai rar. Erau cristale formate prin combinarea sub presiune a mai multor elemente, inclusiv zirconiu și bor. Ceea ce le face rare este faptul că aceste două elemente nu interacționează aproape niciodată unul cu celălalt. Aceste cristale denumite peianite în onoarea lui Paine au rămas singurele de acest fel timp de peste 12 ani. Un al treilea peianit a fost găsit în 1979, dar apoi abia în 2001 a fost descoperit un al patrulea în Myanmar. În acest timp, peianitul a devenit cunoscut ca fiind cea mai rară piatră din lume, iar un carat de bună calitate a fost evaluat la $60.000. În 2002 și 2005, un zăcământ de peianit a fost găsit în Myanmar, iar câteva mii de cristale și fragmente au fost recuperate la aproape o jumătate de secol de la prima descoperire. Proliferarea pietrelor a redus valoarea lor la câteva zeci de dolari, iar pietrele de calitate slabă valorează până la $50. Însă, paienitele de calitate sunt încă scumpe. De exemplu, această piatră de 42,7 grame a făcut un comerciant anonim foarte bogat în 2020, deoarece cântărește 213,52 carate. Este cel mai mare paienit de calitate din lume, ceea ce înseamnă că poate fi vândut cu $12.800.000 pentru o pietricică ce cântărește mai puțin decât un ou. Cineva să cumpere un bilet spre Myanmar și cât mai repede. Super safirele din Sri Lanka. Safirele, ca și diamantele, sunt foarte dure și atunci când sunt de calitatea potrivită, au o nuanță frumoasă de albastru, care le face să rămână valoroase timp de multe secole. Iar oamenii din Sri Lanka știu cel mai bine acest lucru. Datorită geologiei acestei țări, aici au fost găsite unele dintre cele mai rare safire albastre din lume, inclusiv această comoară. Pentru o persoană neexperimentată, poate părea doar o pietricică frumoasă. Dar vezi cum lumina se împarte în 6 raze distincte care îi populează suprafața. Acesta este un asterism cauzat de impuritățile rare și omogene din interior. Un astfel de safir se numește safir stelar, dar acesta nu este un safir stelar oarecare. Aveți în față o stea a lui Adam, care cântărește 288 de grame sau 1404 carate. Este cel mai mare safir stelar, dar acesta nu este cel mai remarcabil lucru la el. Proprietarul a spus că a cumpărat acest safir de la un vânzător, dar niciunul dintre ei nu avea idee că este cea mai mare piatră de safir stelar din întreaga lume.
a plătit mult, atât de mult încât unii oameni au crezut că a fost înșelat și că ar fi trebuit să plătească cu 20% mai puțin. Cu toate acestea, după evaluare, mulți oameni au considerat că piatra era aproape de neprețuit. Se crede că aceasta valorează cel puțin 100 de milioane de dolari, iar alte estimări sunt chiar mai mari, ajungând și la 160 de milioane de dolari. Avem stele în ochi doar uitându-ne la ea. Sunt modele frumoase toate astea, dar se spune că cu cât e mai mare, cu atât e mai bine. Și nu prea există nimic care să se compare cu un safir din Sri Lanka care a fost găsit în septembrie 2021. A fost dezgropat în zona Ratnapura, într-o carieră prețioasă, iar proprietarii carierei au fost imediat anunțați de descoperirea miraculoasă. La început nu au spus nimic nimănui și au ascuns piatra prețioasă. Au curățat-o neîncetat timp de mai multe luni și apoi au arătat-o în cele din urmă în casa lor în decembrie 2021. De ce au curățat-o timp de 3 luni? Poate că a avut legătură cu faptul că era un safir uriaș care cântărea uriașele 309 kg. Sau pentru iubitorii de pietre prețioase, aproximativ 1.600.000 de carate. La ceremonie, proprietarii au invitat oamenii să se uite la el și au folosit lanternă pentru a evalua frecvența și dimensiunea pietrei, care lasă lumina să strălucească. Acest lucru indică faptul că este o matrice cristalină mare. Se estimează că o astfel de regină a Asiei valorează peste 100 de milioane de dolari, deși nu s-a găsit încă un cumpărător pentru ea. Însă regiunea Asiei nu este cea mai mare sau chiar cea mai norocoasă descoperire din Sri Lanka. În 2021, un comerciant din Ratnapura s-a confruntat cu probleme cu apa și a decis să facă un foraj pe proprietatea sa. Muncitorii săpau pământul când au început brusc să observe că unele dintre pietrele pe care le scoteau aveau nuanțe multicolore. Acestea erau pietre prețioase. Aceștia l-au informat pe proprietar, care le-a cerut să sape mai departe. Dintr-o dată au găsit o piatră de 1 metru lungime și 71 de centimetri lățime. Muncitorii nu i-au acordat prea multă atenție și au început să sape în jurul ei, iar apoi au observat că părea să fie alcătuită din mai multe pietre, fiecare dintre ele semănând cu un cristal. Nu era doar o piatră cu scoruri de safir și era foarte grea. Greutatea sa era de 509 kg, ceea ce înseamnă aproximativ 2,5 milioane de carate. Numindu-l Serendipity Safir, proprietarul a petrecut mai bine de un an curățând murdăria și sedimentele din acest grup și a găsit safire stelare de înaltă calitate. În funcție de calitatea celorlalte safire din interior, această piatră mare care a blocat gaura ar putea valora până la 100 de milioane de dolari atunci când va fi certificată. Oare ce va cumpăra proprietarul cu acești bani? Două fântâni? Captură norocoasă. Fie că e vorba de o scoică, o stridie sau un melc, găsirea unei perle este și mai norocoasă. Aceste bile strălucitoare se formează în cochilie atunci când ceva mic, cum ar fi un grăunte de nisip, intră înăuntru. Pentru a se proteja, moluștele secretă o substanță specială numită nacre, care acoperă cochilia și protejează paraziții. Treptat, straturi de nacre se așează în jurul iritantului și se formează o perlă. Este nevoie de până la 7 ani pentru ca o perlă să apară în natură, iar șansele de a găsi una sunt de aproximativ 1 la 10.000. Ne place să mâncăm scoici, dar 10.000 de scoici este cam mult. Din fericire, un pescar umil din Thailanda a avut mult mai mult noroc decât mine în cel de-al 21-lea an al meu. Bărbatul în vârstă de 40 de ani pescuia crabi în Prachuap, Kirikhan, și a prins niște melci mari de mare. I-a fiert cu intenția de a-i mânca la prânz, dar când a tăiat captura, cuțitul a lovit ceva ciudat de tare. A scos cu grijă o perlă portocalie și i-a arătat-o fratelui său. Bărbații au citit despre perlă pe internet și și-au dat seama că aceasta nu era o perlă obișnuită. O mela este o bijuterie incredibil de rară care se găsește doar în melcii mela. Perlele lor sunt de culoare maro, galbenă și portocalie, în funcție de culoarea cochiliei melcului, dar nuanța portocalie strălucitoare este cea mai rară specie și prin urmare cea mai valoroasă. Iată de ce perla portocalie a schimbat pentru totdeauna viața unui simplu pescar. În același an a fost găsită o perlă de cretă de dimensiuni similare, iar proprietarului său i s-a oferit pentru ea până la 351.000 de dolari. Însă pescarul nostru a decis să-și vândă descoperirea în mod privat, după ce localnicii au început să vină la el acasă pentru a se uita la ea. Se pare că atunci când a vândut-o, primul lucru pe care l-a făcut a fost să se mute în altă casă. Fiecare
Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă ați găsit și voi vreodată ceva valoros. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la like!